Ce fericit sunt cu Iisus, El e prieten, în El m-am ascuns. El e mereu în preajma mea, ce fericire e-n dragostea sa. Nu-i pe pământ, nici în cer sus, mai bun prieten. Acest grajd e chiar toată inima ta, în care nu s-a mai făcut curat de mult timp, acest aur în care miroase urât și e rece. Da, dar, în fine, nu aveai alt loc unde să-l primești. Și a venit. Acolo s-a născut și a făcut-o cu bună știință, pentru că El vrea să facă curat. El vrea să arunce afară tot ce nu este bun și frumos, tot ce miroase neplăcut în viața ta. În schimb, El așează în inima ta lumina și sfințenia sa, neprihănirea și noblețea de caracter. Dragi prieteni, dacă Iisus a născut deja în inima voastră, lăsați-L să facă curat. Nu-L opriți! Arătați-mi această lucrare minunată. Dintr-un mâncare, El poate face un palat. Dintr-o viață fără valoare, El poate să facă nestemate pentru tezaurul cerului. Slavă, slavă, aleluia, prunc divin mântuitor.
Yeah.